A fost protest astăzi la Vila Prezidențială de la Condrița. Zeci de veterani ai conflictului de pe Nistru l-au huiduit pe șeful statului după ce zilele trecute Igor Dodon s-a întâlnit cu liderul separatist Vadim Krasnoselski. În toiul discuțiilor, șeful statului l-a prezentat ca fiind președintele Transnistriei. La final, pe gardul vilei a fost lăsată o pungă neagră în care au fost puși bani. Președinția a calificat manifestația ca fiind o acțiune cu tentă electorală. Jos Iuda! Zeci de oameni, printre care veterani ai războiului de pe Nistru, au manifestat chiar la poarta vilei prezidențiale, sub supravegherea poliției. Nemulțumiți că solicitările lor anterioare nu au fost realizate, aceștia au scandat lozinci și au cerut demisia președintelui. Un alt motiv de supărare a fost recenta întâlnire dintre Igor Dodon cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Printre protestatari a fost și o femeie care s-a prezentat ca fiind mama unuia dintre veterani. Soțul meu a luptat pentru patrie. Nu a luptat contra, dar pentru patrie. De ce Dodon face ce porcării mari și se bat joc de veterani care au luptat pentru integritatea țării noastre? Pe noi ne-au josit, ne-au dat într-o parte, pentru asta suntem aici și pentru asta noi vrem să facem dreptate, să facem libertate. Am venit să-i spunem că este un trădător de țară, că a primit aici pe trădătorii separatiști de la Nistru, din Transnistria, și să-i spunem că să plece, să plece din codrii Moldovei, fiindcă aici a fost Ștefan cel Mare și să nu pângărească pădurea noastră. Protestatarii au lăsat pe gardul vilei o pungă neagră în care au adunat bani din timp. În acest fel au făcut aluzie la secvența video în care Vladimir Plahotniuc i-a întins o pungă în timp ce discutau la fostul sediu de lux al democraților acum un an. De partea cealaltă, purtătoarea de cuvânt a președinției a calificat manifestația ca fiind o acțiune cu tentă electorală. Cât privește revendicările și acțiunile lor cu tentă politică și preelectorală în favoarea unor partide de opoziție, constatăm doar că libertatea de exprimare permite oricui să spună aproape orice dorește. A declarat Carmena Sterpu. Protestul a avut loc după ce acum câteva zile Igor Dodon a avut o întrevedere la Condrița cu liderul separatist Vadim Krasnoselski. În cadrul discuțiilor, șeful statului l-a numit președinte al Transnistriei. Videoul însă a fost șters la scurt timp de pe conturile lui Igor Dodon. Сегодня состоялась очередная, седьмая наша встреча с Вадимом Николаевичем, с президентом Приднестровья. Вадим Николаевич, с президентом Приднестровья. În timp ce președinția a precizat că este o adresare protocolară, platforma DA a anunțat că va depune un denunț la Procuratura Generală acuzându-l pe șeful statului de trădare de patrie.